sediul primăriei din comuna Telești va fi reabilitat și modernizat. Fondurile au fost obținute prin Programul Național de Redresare și Reziliență, valoarea totală a investiției fiind de 1.600.000 de lei. Termenul de finalizare al lucrărilor este de un an de zile, funcționarii primăriei desfășurându-și activitatea într-o altă locație a UAT-ului. Așadar, această investiție reprezintă un plus valoare pentru comuna Telești, deoarece primăria nu a fost reabilitată în totalitate niciodată. Vești bune pentru cetățenii comunei Bolboș. Autoritățile locale au reușit să obțină finanțare prin programul Angel Salini pentru introducerea unui nou sistem de alimentare cu apă, dar și pentru introducerea canalizării. Viorel Rotaru, primarul comunei Bolboș, a declarat pentru 1 Plus TV care sunt satele care vor beneficia de aceste utilități. SNP-ului suntem gata, așteptăm licitația, așteptăm începerea lucrărilor în statele unde este acest proiect, Ohaba și Valea, apă și canal. Edilul ne-a mai spus care este suma obținută, dar și cât de importantă este această investiție pentru comuna pe care o reprezintă. Este de pe Angel Salini și este de 15.000 de RON, adică 150 de miliarde de bani vechi. Reprezintă o dezvoltare destul de mare, dacă ne gândim la valoarea asta de 150 de miliarde, este o sumă destul de frumoasă pentru o comună cum este Bolboșa. Se modernizează sistemul de alimentare cu apă în comuna Crazna. Autoritățile locale au obținut finanțare în valoare de aproximativ 3.600.000 de lei prin programul Angel Salini. Cetățenii din comuna Crazna beneficiază în acest moment de un sistem de alimentare cu apă, dar o parte din apa de la robinetele acestora este menajeră. În prezent, pe raza comunei există 4 sisteme de alimentare care furnizează apă potabilă și 3 cu apă menajeră. Mai mult, se vor realiza și puțuri industriale care să rezolve problemele care apar cu distribuția apei în perioadele secetoase de vară. Au fost afișate rezultatele la BAC pe site-ul bacalaureat.edu.ro și la avizierele unităților de învățământ. Notele sunt anonimizate, astfel că elevii au aflat rezultatele căutând după codul pe care l-au primit la începutul probelor de bacalaureat. Cei nemulțumiți de notele primite pot depune tot astăzi contestații în intervalul 12-18. Acestea pot fi depuse inclusiv prin mijloace electronice. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor se vor afișa vineri 7 iulie. De precizat este că nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor la BAC 2023 este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut în plus sau în minus față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă. Numărul tinerilor care s-au înscris în acest an la examenul de bacalaureat este de peste 130.500. Acesta a fost InfoPlusul de astăzi. Excelentă să aveți! Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu.
oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.